Ultimile două mămici au dat la termenul de vineri cu subsemnatul în fața judecătorului. Nu au lipsit de la proces nici educatoarele incriminate, însă niciuna dintre ele nu a dorit să vorbească cu presa. Cât despre avocații care le apără, au ales și ei să tacă. Două vorbe. Cum au decurs audierile? Nu, de altă dar sunt așteptat în sală. Da, cum au decurs audierile astăzi? Timp de aproape 4 ore, cele două femei au explicat judecătorului coșmarul prin care au fost nevoiți să treacă micuții lor, precum și traumele psihice și chiar fizice la care au fost supuși. Au crezut că este suficient și că nu va mai fi nevoie ca ulterior copiii să fie supuși ei aceluiași tip de interogatoriu. Din păcate însă, judecătorul a decis contrariul, deși inclusiv psihologii de la Protecția Copilului s-au declarat împotriva audierilor, considerând că acestea sunt inoportune și nu pot avea loc în prezența educatoarelor acuzate. Ținut cont foarte mult de vârsta copiilor, de concluziile formulate în rechizitoriu și de faptul că de la momentul săvârșirii faptelor judecate până în prezent a trecut o perioadă destul de mare de timp care, raportat la vârsta minorilor, poate afecta fidelitatea relatării faptelor așa cum s-au întâmplat ele cu adevărat. Din păcate însă, nici raportul psihologilor de la Protecția Copilului, nici eforturile depuse de avocați nu l-au înduplecat pe magistratul judecător. Într-adevăr, hotărârea magistratului este clară, din câte văd se insistă în continuare în audierea acestora, în măsura în care nu vom reuși prin argumentele pe care noi le vom invoca, coroborate inclusiv cu adresa care a fost emisă de către Direcția de Protecție a Copilului. Urmează să reevaluăm la acel moment procesual dacă necesitatea sau nu audierii acestora. Să nu se știe încă momentul în care va avea loc, va urma să fie pusă în discuție. Sperăm totuși să evităm audierea lor, pentru că la această vârstă, evident că din punctul nostru de vedere și al psihologilor, nu este în niciun fel benefică. Următorul termen în acest proces a fost stabilit pentru 22 ianuarie, ocazie cu care vor fi audiați noi martori propuși de cele două părți și tot atunci va fi stabilită data și mai ales condițiile de audiere a minorilor.